Bună ziua și bine ați regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vom găti o delicioasă tartă cu mere. Haideți să vă arăt ce avem nevoie și să ne apucăm numai decât de gătit. Dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu, puteți chiar acum să o faceți, astfel vom putea găti împreună și alte noi rețete. Spor la gătit! Pentru această tartă voi folosi 1 kg 100 mere, 400 g făină, 250 g unt la temperatura camerei, 150 g zahăr, o fiolă cu esență de vanilie, 4 ouă, un praf de copt și 150 ml lapte, doar că la început voi pune 50-60 ml ca să nu se formeze cocoloașe. Vom curăța merele de coajă. Am îndepărtat coaja de la mere, le vom tăia acum în 4. Îndepărtăm cotorul. Iar acum vom tăia în feliuțe micuțe. Merele sunt gata, iar acum ne vom ocupa de tartă. Pun acum ouăle în vasul în care voi face aluatul pentru tartă. Amestec bine. Pun acum puțin lapte, iar pe parcurs voi adăuga și restul de lapte menționat la prezentare. Pun acum și fiola cu esență de vanilie. Voi pune zahăr. Pun acum untul care este la temperatura camerei. Amestecăm din nou foarte bine. Voi adăuga acum treptat făină. Pun și praful de copt. Voi pune acum merele pe care le-am tăiat mai devreme și amestecăm ușor, dar foarte bine. Iar acum vom așeza prăjitura noastră în tava de copt. În tava în care vom coace tarta cu mere am pus o hârtie de copt. Acum turnăm toată compoziția obținută mai devreme.
Iar acum o punem la cuptorul încins la 180 de grade pentru aproximativ 40-45 de minute. Tarta cu mere este gata, o scot din cuptor și o las la răcit. Tarta cu mere s-a răcit. Acum o vom porționa. Voi pudra cu zahăr. Tarta este numai bună de servit. Gustul și mirosul vă las pe dumneavoastră ca să le descoperiți. Vă doresc spor la gătit și poftă mare. Pe curând și cu alte noi rețete. La revedere!